Litoralul românesc este foarte căutat pentru sezonul estival, susține reprezentanții agențiilor de turism. Tariful pornește de la 1000 de lei la două persoane pentru 5 nopți de cazare fără masă. Oferta înscrierilor timpurii rămâne valabilă până la finalul lunii martie și le permite turiștilor să achiziționeze vacanțe la prețuri reduse, dar cu plata integrală până la finalul lunii. Pentru sezonul estival este foarte căutat litoralul românesc, în special eforie Nord, sudul Mamaiei și Saturnul, cele mai solicitate stațiuni de anul acesta. Un tarif pornește de la 1000 de lei, două persoane pentru 5 nopți de cazare fără masă. Oferta pentru înscrieri timpurii e mai este valabilă până la sfârșitul lunii martie. Îi așteptăm pe gorjeni să vină cât mai repede pentru a profita de tarifele cele mai bune și oferta cu reducere înseamnă și plata integrală până la sfârșitul lunii lui martie. Cei ce își doresc să își petreacă vacanța peste hotare au optat pentru opțiunile clasice precum Antalia, Grecia și Spania. Aici tarifele pornesc de la suma de 1000 de euro la două persoane pentru șapte nopți de cazare all inclusiv. Foarte solicitate anul acesta se pare să fi fost charterele cu plecare din Craiova rezervările pe străinătate, uh, Antalya, Grecia, Spania. Uh, tarifele pornesc de la 1000 de euro două persoane, șapte nopți de cazare, col inclusiv. Uh, este inclus charter cu avionul cu plecare din București sau Craiova. Avem taxele de aeroport, transfer aeroport-hotel-aeroport aeroport și asistența turistică. Foarte solicitate sunt uh, charterele cu plecare din Craiova. Avem charterul pe Antalya pe Tur Turcia, charterele pe Rodo și pe Creta Heraclion. De asemenea, de anul acesta nou este charterul pe Tunisia. La fel, foarte solicitat pentru sfârșitul lunii iunie, după ce copiii își încheie perioada școlară, nu mai găsim locuri, deci e foarte solicitat Tunisia. Un pachet începe de la 1200 de euro, 7 nopți de cazare col inclusiv. Avem charter cu avionul, taxele de aeroport, transferul și asistența turistică. Cursele charter sunt zborurile efectuate pe baza unui aranjament contractual între furnizorul de transport aerian și o entitate, de regulă firmă sau agenție, care închiriază o aeronavă. În general, zborurile charter sunt organizate de tur operatori ca parte a unui pachet turistic ce include de obicei și cazare, masă și transferuri. Astfel, dacă o linie aeriană clasică vinde individual locurile din avion, companiile care oferă zboruri charter vin cu pachete de servicii. De aici reies și avantajele călătoriilor și anume, Zboruri la prețuri promoționale, având inclus eventual în pachet și cazarea și masa, alături de asistența unor persoane specializate la dispoziție pentru informații suplimentare.